Haideți să vă arăt diferența dintre o lopată normală și o chestie din asta militară de plimbat. Prima chestie, asta este o lopată luată de la un magazin, a costat vreo 30 de lei, am vopsit-o eu negru, o țin în mașină, este pe dimensiunea portbagajului. Și asta este o chestie comandată de pe EMAG de 30 de lei. Lopată de călătorie. Uitați-vă la chestia asta. Vedeți care e diferența? Deci trebuie să dați de vreo 3 ori mai mult la lopată ca să luați aceeași. E amuzant, chestia asta e amuzantă, are și ca, poate fi folosită și ca târnă. Hop, se pliază și că cu zimțe ăștia se poate și tăiam, dar ce să zic. Cam așa este, e bună de avut în portbagaj, că nu știi niciodată când trebuie să îngropi ceva sau pe cineva. Dar asta mare este totuși piesă de rezistență.